Salut și bine v-am găsit la un nou video pe canal. După cum știți, la fiecare două săptămâni avem câte un nou truc Lego, iar de data aceasta trucul se numește Ține Traiectoria. Este un truc destul de interesant și trebuie să ai niște chestii în plus pentru el, cum ar fi, de exemplu, niște cutii, dar o să vă învăț eu tot ce trebuie să faceți pentru acest nou truc. Țineți minte că la fiecare două săptămâni vă puteți înscrie cu un truc nou și aveți șansa de a câștiga unul din cele 40 de seturi Lego sau, de ce nu, premiul cel mare, o excursie la Legoland Dubai împreună cu toată familia. Asta mi se pare cel mai interesant. Mic sfat pentru voi, dacă vreți să videoclipul un pic mai interesant, încercați să-l faceți afară, pentru că aceste jucării sunt extrem de rezistente, nu o să se strice, nu o să se întâmple nimic cu ele, așa că încercați să-l faceți afară dacă e frumos, dacă nu, puteți să-l faceți și în casă, nu e absolut nicio problemă. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place și hai să trecem la treabă. Acum trebuie să și învățăm acest truc, așa că v-am lăsat acest videoclip în descriere dacă vreți să vă mai antrenați pe el, dar o să-i dăm play și, după cum vedeți, avem două cutii care sunt deschise, trebuie să vă faceți și voi chestia asta. Și cumva spinjițul nostru trece prin amândouă, dar și trebuie să ajungă până în capăt. De asta se numește Ține Traiectoria. După ce ți-ai filmat videoclipul, trebuie pur și simplu să intri în descriere, site-ul se numește spinjitsumaster.ro, intri aici la încarcă videoclipul, îi dai aici mai mult de 18 ani sau concurezi cu părinții continuare și de aici știi și voi ce trebuie să faceți. Bun, ca de obicei o să deschidem un nou spinjitsu, de data asta o să ne jucăm cu Zane, care e destul de interesant. Și iată ce avem noi aici. Știi ce îmi place la asta? Îmi place faptul că este alb. Deci asta îmi place foarte mult. Deci uitați-vă și cum este cercul ăsta, este alb complet. Și bănuiesc că și omulețul este alb. Hai să vedem dacă îl găsim pe aici pe undeva. Eu și îmi place, frate. Eu le arunc pătate pe aici și pe aia mă apuc și le construiesc, știi? Ia. Hai să le deschidem și pe astea. Uite așa, fain frumos. Uitați-vă ce față are Zane. Bă, asta nu seamănă cu mine, parcă am făcut și eu o față de genul ăsta la un moment dat. De obicei îl băgăm aici, rotim și suntem gata, pregătiți de luptă. Pentru acest truc ai nevoie de niște cutii, să tai niște cutii eventual sau ceva prin care să treacă. Din ce am văzut eu în explicația tipului de la Lego, ai nevoie de niște cutii pe care să le decupești, ceva de genul ăsta. Eu am avut una mai mică, nu cred că e o problemă, deci o punem ceva de genul ăsta. Este complet dreaptă. Doar nu vă dați voi seama, dar este complet dreaptă. Și ceva de genul ăsta arată traiectoria, da? Practic, spinjitul nostru trebuie să treacă prin prima cutie, se ducă într-a doua și se iasă pe partea cealaltă. Toată șmecheria la acest truc este să stai cât mai jos. Nu de aici de sus, ci de jos, da? Uite, ceva de genul ăsta. Ne lăsăm jos, jos de tot. Îi dai drumul cu foarte multă putere, da? De genul ăsta și s-a dus prin ambele. Da, e destul de simplă treaba, dar s-ar putea să trebuiască să încerci de câteva ori. După ce te-ai filmat făcând acest truc, l-ai uploadat pe site, ești înscris la acest concurs și, după cum v-am zis, la fiecare două săptămâni aveți șansa să vă înscrieți cu un nou truc, deci încă o șansă de câștig. Aveți șansa de a câștiga o excursie cu familia la Legoland în Dubai, ăsta fiind premiul cel mare, pachetul Lego Ninjago și Lego Ninjago Katana V11. Astea sunt niște premii destul de interesante și eu zic că chiar merită să vă înscrieți. M-am uitat puțin printre videoclipurile voastre cu care v-ați înscris, am văzut câteva care chiar mi-au plăcut, unii dintre voi chiar ați reușit să faceți videoclipurile afară, ceea ce este ceva un piculeț mai diferit, unii dintre voi chiar ați început să le editați frumos, așa și chestia asta mi-a plăcut, și chiar am văzut un puși care a făcut trucul cu capul în jos. Asta înseamnă că puteți să fiți cât de creativi vreți voi și probabil în funcție de cât de creativi sunteți, veți atrage mai multă atenție din partea juriului. Oricum, o chestie foarte importantă, la fiecare două săptămâni trucul se schimbă, așa că nu vă mai puteți înscrie cu trucurile vechi în etapa aceasta. În etapa aceasta doar cu trucul acesta vă puteți înscrie, și anume Ține Traiectoria. Asta a fost trebușoara. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!